Bună dimineața, vlog, este ora 9:26. Noi suntem, să stăm așa o secundă. Noi suntem, eu cel puțin mă simt puțin așa împurdușită de dimineață. Și Radu, și Radu, da. Nu știu, eu m-am culcat la 4, Radu, tu la cât ai culcat? La 1, el a dormit mai mult decât mine. Dar eu ieri am dormit mai mult ziua și atunci n-am. Ieri n-am făcut vlog, am simțit și eu rău, n-am avut chef. Nu știu ce mai făcut ieri, am fost până la Ana, că pe atunci să ne ajute cu ceva. Am venit acasă, obosiți, treburi din astea. Acum plecăm la Dej, Cluj, că s-a răsărit soarele. Dacă mergem, s-a răsărit soarele. S-a răsărit deja. O să strălucească soarele, v-ați spus de idei. Mergem la un concurs de culturiști, așa se zice, nu? N-am fost niciodată, mi se pare interesant. Și acum suntem la gară, vreau să-mi iau niște formete să avem ce mânca, că este o mică acea puțin de dimineață. Și să ne luăm biletele și vedem ce mușchi ne facem astăzi. Putem să mă îndrășesc, adică am zis deja asta, am ajuns la Deșcălători. Dar nu este soarele cu noi, am mâncat niște fărneti cu telemeșcă și cafel, ciocolată și cu mere și ziua a început excepțional. Trebuie să ne uităm la ce sala sportului trebuie să ajungem și să plecăm. Hai să vedem. Doamne, îți mulțumim că era un singur taximetrist și un domn foarte drăguț. În gară, că Bolt Nema. Haideți să intrăm la acest eveniment magnific, glorifiant, glorificant. Ați prins pe idei. Am ajuns. Da, toată lumea e la prunta pe aici. Interesant. Am alicitat la așa ceva. Ne punem să facem poze. Încă o dată, doamnelor și domnilor, aplauze pentru acești campioni excepționali! Care lucrează unul din motiva celorlalți. Și anume, cum te simți? Poftim? Cu numărul 174, John Mayor. Desigur, pe mine. Și cu numărul 171, Ișvan Palmazi. Păi de ce desigur pe tine? Vă invităm pe scenă. Păi desigur, nu mă simt desigur, mă simt mult. Am înțeles, suntem într-o sală 2007. Am vrut să venim pe acolo și ne-a lăsat domnul Cosmin, că nu se poate numai pe acolo. Vă dați seama, deci aici suntem la acasă, la reguli. Norocire aici. Toată lumea s-a coronizat în spate. Tot se discută numai de la 50 în braț în sus. De astea, stai cu tine. Cu stres, așa, cu pași vitrie. Bine, nu sunt inofensiv, așa. Îți pași aici. Dacă au proteina și pre-workout, chiar îți pași aici, adică nu le trebuie doar. S-a terminat concursul, sau poate că mai este ceva, dar concurenta noastră a terminat. Dar au fost cei mai drastici jurați de acolo. Dar nu a fost corect, că la un moment dat chiar la categoria la care a fost ea. Eu, cel mai drastic jurat. Deci după ce au dat premiile, o doamnă din jur zicea, măi, corect, ce ai urlat acolo să se facă din nou. Deci dacă, măcar, și scuzați-mă, acum jurații e care n-aveau nicio treabă cu fitness-ul. De ce jurizau ei? Mie mi se pare corect, ce să jurizeze ei? Aveau 50 plus toți? Și eu zic că altceva... Trebuia să fie fost campioni mari. Da, nu? Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, ăștia. Și dacă nici ei nu jurizau corect, apoi ce să mai zici? Ce cred că la tine... Dar, asta zicea și Radu, noi acum ne-am motivat cu chestia asta. Mi-a plăcut, deci e tare. Am și uitat senzația asta de venit la concurs, că ne-am mergeam mult la concursuri. Nu de culturism. Acum e urmă de alea, așa fac. Serios, chiar e tare. Ne-a motivat. Mergem acasă, direct. O să te-am. Da, vă dați seama, dar nu? Te-ai motivat, Radu? M-a motivat, da. Nu vă filmat, te rog. Nu doresc astăzi. Sunt pudic la camera astăzi. Da. Și aici sunt niște mici, cred că noi o să dăm. Noi facem al concurs. Să facem concurs imediat. Cine mănâncă cei mai mulți mici? Să fie amabă. Ia. Urmăriți acest loc fenomenal. Mă, trist mi se pare că în România și acum concurează oamenii în sol comuniste. Dacă vorbi și mai tare, ar înțelege și lumea. Da, așa, am rămas liber de stare încă. S-a încheiat distracția. Ne-am făcut treaba. Eliza este fericită. Noi vrem să testăm aici, că sunt niște elemente mici de campioni.
niște elemente foarte interesante. N-au niciodată așa mici. Și am zis că dacă tot am venit până aici să nu gustăm și noi, ce să facem? Așa că hai să mâncăm. Ca o paranteză, gândiți-vă că am fost la un concurs de culturism, da? Muș, mâncare, dietă, figuri. La final, toți să primim câte o pizza. Fiecare. Felicitări, 3 ani de muncă și primește o pizza. Felicitări, locul 1.000.000, nu contează ce loc ai luat, o pizza. Da, asta mi se părut așa amuzant. Eu înțeleg că săraci oameni chiar meritau pizza aia, nu-i vorba de aia. Meritau, așa, cred că, homari. Meritau orice săraci de ei, dar se vede, asta vorbeam cu Radu, din păcate se vede că toți sunt nefericiți. Tot în diete, tot în sală, tot în așa. Ne povestea Eliza că trebuie, da, cam nu, asta zicea și Eliza acum când povesteam cu ea afară. Ce zice mai bine ca noi. Mai fericiți sunteți voi că mâncați, că nu știu ce. Ce crezi că nu suntem fericiți în extaz? Mă duc pe stradă, tot trebuie, mă duc mai încerc ca să nu fie rău. Nu, eu vă zic, că pica, e de bine. Mici cei, te bine. Da. Să înceapă concursul. Și acum, cine mănâncă primul? Eu sau Radu? Liechtenstein, vă zic că am ajuns acasă, este ora 14.51, am lăsat lucrurile acasă, dar mergem spre Julius. Surprize, surprize. Hai repede. Mergem spre Julius să-i cumpărăm Anei o mică surpriză sau un cadou frumos, că de seară mergem tot așa până la ea ca ieri. Adică voi nu știți, mergem până în Turcia, până la Ana. Și trebuie să mă duc să cumpăr și un scotch. Bine, puteam să-ți cumpăr de la magazin, dar mergem până la Julius să scociuiesc cutiile pe care trebuie să le ducem la apartament, pentru că aseară am mai pus încă 6 saci de haine, am pus și o cutie, doar că nu am scos să scociuiesc cutiile și atunci nu stau ca lumea, știi? Nu m-am mai pus să continui să le pun, că n-avea rost dacă nu le puteam și face cu scoci. Andreea? Nu știu ce să... mersi, n-am vrut să-mi iau cafea. Eu astăzi n-am băut nicio cafea până acum. Ei, vă dați seama, nu mi-ar fi rușine? Să-mi fie rușine. Bem o cafea și după aia un espresso. Pentru că Ana e cea mai tare și cea mai bună prietenă, i-am cumpărat din colecția nouă cu pumpkin spice latte un din nata promot. Am vrut să iau cana aia cu dovlecel, în formă de dovlecel, dar nu aveau. Numai săptămâna viitoare o zis că primez din nou. Și noi astăzi mergem la Ana și nu puteam să-i aduc săptămâna viitoare. Sper să-i placă. Din nou în tren. Nu am trecut decât... Cât a scos vreo 2 ore de când am fost cu Teru. Mergem la Ana. La Galana. Am ajuns la câmpia de la Anuța, să vine Anuța după noi. Ce-am vrut să vă zic astăzi și am uitat să vă zic. Când eram cu Eliza la concursul de culturiști, o chestie pe care mi-a zis-o, eu m-am întrebat-o sincer. Mă, dar voi câștigați ceva la concursurile astea? Că voi băgați foarte mulți bani în chestiile astea, suplimente, proteine, mâncare și așa mai departe. Nu e ușor. Și zicea, da, de exemplu, aia care au câștigat locul 1, astăzi au primit 7 milioane. Adică 700 de lei. Cine zice că un costum din ăla cu ștrasuri cum aveau ele e minim 20 de milioane. Unu, gen. Și mi-a arătat o tipă care cred că a câștigat locul 4. Al ei era peste 30 și ceva de milioane, că era cu degrade. Și am întrebat, ce dracu e așa mult un costum de ștrasuri? Că este cu din alea Swarovski și așa trebuie să fie, că nu știu ce. Și știi, ok, păi dai bani pe costum, pe mâncare, pe toate alea. Și tu să primești 7 milioane și o cutie de pudră potreică și o pizza și un trandafir. E incredibil. Urât. Mi se pare foarte urât în România. Și am întrebat, bun, dar la concursuri mai mari poate să primești mai mult. Nu zice, să nu crezi că e ceva... Și mi-a zis că, de exemplu, ea face chestia asta pentru ea, că o ajută cu încrederea de sine. Că ea nu are încredere de sine și așa mergi pe podium, ți se uită, te simți așa și zice că pe ea chiar ajută chestia asta. Și o cred. Că nu cred că muncește atât de mult degeaba. Și Radu se simte foarte bine aici, adeci, Cluj, unde soaie, răsaie de dimineață. Aga din câmpia Tuzi, uitați, gara. Da. Și avem aici pe Ana. Dar mi se pare auzat că nu chiar a fost la Deci Cluj. Arătăritoarele aici la Deci Cluj. Agara de la Deci Cluj. Mă simt midobolant cu urmăritorii Andrei.
Și acum, ca o paranteză, trainingul ăsta de la MyProtein este foarte comod. Ce nu-mi place mie, că eu sunt mai cu chichiți la traininguri, mi-a fi plăcut să fie bluzița scurtă, ca să se vadă așa mai mișto. Și se vadă aici. Da, pătrățicile, pătrățica. Nu, serios, chiar mi-a fi plăcut, dar e foarte fain și materialul. Și țestoasele! Testatele sunt foarte frumoase. Mie oricum îmi plac treningurile de la ei și chiar acum când mi-am băgat hainele în saci, în dulap, mi-am adus aminte cam două treninguri, ăla negru și ăla crem. Știi, mă urmărește din primăvară și așa, știe, ăla negru și ăla crem, că m-ați nebunit cu ele, ce faine îs. A, ce faine sunt alea, mi-am adus aminte acum de ele. Și e foarte mișto. Ăsta l-am avut, cred că de la vreo lună, două, dar n-am apucat să vi-l prezint pe stories atunci, că eram undeva... L-ai prezentat pe vlog. Eram undeva plecat, am testat pe vlog. Nu mai țin minte, dar acum îl port. Și este foarte frumos și frumos. Și îmi place modelul ăsta nebun. Să vină Ana Agaă. Agaă, Ana. Mi-a dus Ana la strada, în câmpia Tuzi. Auzi tu, aseară îmi ziceau oamenii: ai fost la mine în oraș, în câmpia Tuzi, pe la mine. Cine? Mai ești la Milexiv, era aseară pe la mine. Mai e la Milexiv. Nu, Milexiv, nu. Vreau să le explic că ăștia de stați în câmpia Ana, la recomandările ei, că tot timpul are de fapt. Mi-a zis să venim să mâncăm aici niște sticky Asian rolls. Atât de bune, maxime, cel mai bune. Și Radu a mâncat un sandwich cu pulled pork, ceva senzațional. Radu a făcut o față acum, gen, spune cât este bun. M-a deschis. Foarte bun. Dacă vă zice Ana Galgălana, să mâncați, să o ascultați de ea. Mini update, după ce am mâncat, am fost la mărâsă la cafea. De ce fiu și eu mărâsă? Ne-am mis în sport la cafea. Da, ne-am luat nu știu ce late, ăla foarte bun de la ei, am băut espresso ca să trăiesc și eu bine. Și ne-am grăbit amic la tren, la din asta privat. Asta transferoviar sunt foarte faine astea, foarte, foarte faine. Mergem acasă la Cluj, că la 9:30, cel târziu, George ne așteaptă cu matineta ei frumoasă să cărăm bagajele la apartament. Și cam atât, dacă cam multe chestii am făcut și astăzi. Adică poate mă noaptea să te editat, dar... Da, măcar zic că pleacă acasă, nu ne mai plimbăm. Update. Am ajuns a Cluj, a Gadea Cluj. Da, și acum pornim acasă că este 57 și la 6:30 am zis lui George că poate veni să ducem cutiile și noi încă. Lui Radu este frig. Și mâța tremură de frig. De fapt, Radu tremură de frig. Este adevărat, nu este frig. Și ne grăbim că noi în 20 de minute trebuie să băgăm toate alea în cutii. Toată viața mea într-o cutie. Fetița cu chibriturile. Bună seara, vreau să vă zic cât este ora, să-mi iau telefonul o secundă. Este ora 23:18. Eu acum m-am schimbat, acum am ajuns acasă, ne-a luat cam o oră și jumătate să cărăm toate lucrurile. Și mai sunt câteva de cărat, dar alea o să le car eu, că oricum o să fac drumul săptămâna asta, dus, întors, apartament, garsonieră și așa. Și o să le mai duc eu așa ușor, ușor, că mai îmi trebuiau câteva chestii să trăiesc aici. Acum mai pot aici o săptămână cât mai am. Tocmai mai plâng aici un pic de dorul garsonierei. Așa, George primește 1.000.000 de puncte pentru că a venit cu mașina și ne-a lăsat să-i furăm mașina, gen să ducem două ture de lucruri și am dus la lucruri. Și Radu primește 3.000.000 de puncte pentru că o căra la cutii săracul angro și eu veneam cu coșulețul de pinic în spatele lui. Bine, gen și-am creat, nu și-am creat, așa. Și totuși, ca o amintire, ca o așa, oamenii când se mută dintr-o casă într-alta, n-ai pascut toate lucrurile. Eu am o garsonieră de 15 metri pătrați. Cum să ai 15 metri pătrați? Câți am? Nu știu câți am. 30. Bine, tăiem asta. Am o garsonieră de 30 de metri pătrați. Nu, tăiem. Bine. Și sunt singură, da? Și stau de un an aici. Și am atâtea chestii să mă ferească, bun Dumnezeu. Da, încheiem acest vlog. Săptămâna care urmează eu sper să reușesc să fac așa daily vloguri. Dacă nu reușesc cu camera, dau să mă chinu eu să fac măcar cu telefonul. Radu merge la Bacău să se simtă bine. Hashtag concediu. Așa și cam atâta. Nu știu, este toamnă. Frunzele cad. Nu uitați să dați like, share, subscribe, comment, ce mai vreți voi. Aici, mulțumim că v-ați stat la vlog. Andreea Corb, Radu Hirdea, Snacky.ro și Grand Baelita, pentru că George este mai tare. Și mâine mă duc să facă și părul. Noapte bună! Iau!